Ministrul Educației Naționale Remus Pricopie, împreună cu reprezentanții ai Băncii Mondiale, a făcut o vizită de lucru la școala numărul 10 din municipiul Giurgiu. Delegația a venit să constate cum s-a implementat proiectul Școală după Școală la instituția școlară. Acest proiect, care a avut ca scop reducerea abandonului școlar, este deja finalizat, iar acum implementarea acestuia pentru 32 de elevi este susținută de Primăria Giurgiu. După vizita la școală, oficialii au mers în cartierul Rudari la două familii de romi, ai căror copii sunt incluși în program. E vorba de părăsirea timpurie a școlii și acesta este unul dintre motivele pentru care ne aflăm într-o comunitate în care nu întotdeauna vedem și copiii la școală, copiii din această comunitate. Acesta e și motivul pentru care am vizitat școala din Giurgiu și componenta de after school. Vizita ministrului educației a avut legătură și cu fondurile pentru infrastructură educațională ce vor putea fi accesate prin intermediul Băncii Mondiale și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În total, practic cu acești bani, dacă îi punem pe toți, îi adunăm pe toată perioada, din acest moment până în 2020 avem la dispoziție aproape 800-900 spre 1 miliard de euro pentru infrastructură educațională. Iar în Giurgiu, ar trebui să mă uit în statistici ca să nu vă dau cifre exacte, dar domnul inspector general ar trebui să știe exact, vorbim de cel puțin 40-50 de unități de învățământ. Eu vă spun media pe județ. Remus Pricopie a făcut referire și la exercițiul financiar 2014-2020, subliniind importanța întocmirii unor proiecte în acest sens prin intermediul inspectoratelor școlare.